Guvernul ia în calcul să vândă 49% dintre acțiunile Tarom în încercarea de a salva compania. Vrea să păstreze brandul și să vândă o parte din pachetul de acțiuni. Printre companiile curtate de guvern se află Emirates Airlines și Qatar Airways, două dintre cele mai profitabile companii aeriene la nivel mondial. Pe noi ce ne interesează în acest moment la Tarom este să scoatem Taromul din această zonă nu prea fericită, ba chiar nefericită economic vorbind. Trebuie să găsești forme în a ieși. Una din aceste forme este de a găsi investitori care să vină să investească în tot ceea ce înseamnă aeronave noi, servicii mai bune și căutăm acest lucru. N-am de ce să mă ascund și sper să și găsim. Asta negociază zilele acestea în Qatar și Emiratele Arabe o delegație a guvernului formată din premierul Marcel Ciolacu și 6 miniștri. Tranzacția ar urma să fie realizată abia după încheierea reorganizării companiei românești, care a început acum 3 ani și care ar urma să se finalizeze cel târziu în 2026. Conducerea companiei aeriene și-a asumat inclusiv reducerea cu o treime a numărului de angajați, evaluată la 1,84 de miliarde de lei. Restructurarea de personal deja s-a încheiat. Din cei 1.890 de salariați, Tarom mai are acum 1.100 și cred că 30 de salariați. Anul acesta, Compania Națională de Transporturi Aeriene Române va trebui să treacă pe profit. Ultimul bilanț al companiei pe 2022 arăta că Tarom a avut încasări ce s-au apropiat de 1,5 miliarde de lei, dar cheltuielile au fost mai mari, cu peste 280 de milioane de lei. Între timp, datoriile depășeau 1,4 milioane de lei, iar pierderile au fost evaluate la peste 274 de milioane de lei. În aceste condiții, tranzacția trebuie făcută cu precauție, susțin atât analiștii economici cât și reprezentanții angajaților. Tarom este o companie strategică. Trebuie să fie folosită în interesul României. Nu este rentabil în acest moment să vinzi niște acțiuni când acțiunile tale sunt la cel mai de joasă cotă. Statul nu se află în poziția de a avea venituri excedentare în momentul de față, dimpotrivă are nevoie de a diminua deficitul. Astfel că una dintre soluții este aceasta de a se îndrepta către un investitor privat care probabil că va veni cu anumite condiții. Asta înseamnă deseori restructurări care sunt mai dificil de acceptat din punct de vedere al angajaților sau al furnizorilor tradiționale. Ideea privatizării companiei de zbor de la noi din țară cu ajutorul marilor jucători arabi din domeniu nu e nouă și fostul premier Victor Ponta a avut proiectul pe lista de oportunități prezentată în 2015 într-o vizită în țările din zona Golfului. Acum guvernul încearcă să atragă investiții din Qatar și Emirate și pentru autostrada Comarnic-Brașov, calea ferată Brașov-Predeal, dar și în industria cărnii și a laptelui.